Maimuțele dansatoare Un prinț a instruit niște maimuțe să danseze. Fiind în mod natural mari imitatori ai acțiunilor umane, ele s-au dovedit a fi cei mai buni elevi. Iar aranjate în haine bogate și purtând măști, au dansat precum oricare dintre curteni. Spectacolul a fost repetat de multe ori și foarte aplaudat. Până la un moment dat, când un curtean cu rele intenții scoase din buzunar un pumn plin de nuci pe care le aruncă pe scenă. La vederea nucilor, maimuțele și-au uitat dansul și au devenit, așa cum erau de fapt, maimuțe în loc de actori. Scoțându-și măștile și rupându-și hainele, ele s-au luptat unele cu altele pentru nuci. Spectacolul de dans ajunse astfel la sfârșit, în mijlocul râsetelor și ridiculizării publicului. Ce ne spune această poveste? Ei bine, nu tot ceea ce vedem este și ceea ce pare a fi. Sfârșit.